Dana Roba a reușit să vorbească și este conștientă. Familia vedetei este în culmea fericirii. Cele mai noi informații despre starea de sănătate a macap artistei Dana Roba a fost supusă unor intervenții extrem de dificile pe creier, care au durat mai bine de 12 ore. Dacă acum câteva zile medicii erau foarte rezervați în ceea ce privește starea sa de sănătate, acum... Din fericire, lucrurile au cunoscut o îmbunătățire remarcabilă. Conform ultimelor informații, Dana Roba s-a trezit, este conștientă și a reușit să vorbească. Întreaga familie se bucură nespus de faptul că tânăra mămică este din ce în ce mai bine. Când totul părea pierdut, Dana Roba a reușit să depășească cea mai grea etapă din viața ei. De acum fiind necesar să se concentreze pe starea sa de bine, atât emoțională, cât și fizică. Dana este ok, este conștientă, am vorbit. Familia este alături de ea în fiecare moment, o vizitează constant. Se concentrează foarte mult pe starea ei, și sunt cât se poate de fericiți că s-a trezit și că încet, încet își revine. Cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să trecem și peste această încercare, a dezvăluit un apropiat al Danei Roba, conform Cancan. -Can. Familia Danei Roba este în culmea fericirii că a scăpat cu viață după ziua neagră de 5 iunie 2023, atunci când Daniel Balaciu a decis să se răzbune într-un mod greu de imaginat pentru că nu își dorea divorțul. Cu toate că bărbatul nu mai avusese niciodată vreun act de violență fizică asupra soției sale, doar verbală, vestea că a băgat-o în spital în stare critică, mai mult decedată decât vie, a șocat pe toată lumea.